Foarte dispus la efort, face și faza defensivă. Să vedem centrarea lui Emegara pentru Mihai Costea. Reia spectaculos, gol! Super gol! Marcat de Mihai Costea. A doua reușită consecutivă. Ce gol marchează cel mai mic dintre frații Costea. Moment de rebeliune al lui Mihai Costea. Își aruncă tricoul în mijlocul careului CFR-ului. Vede cartonașul galben, însă nu contează. Fanii l-au iertat pentru tot ce s-a întâmplat în ultima vreme. Super execuție din partea lui Mihai Costea. Execuție extrem de dificilă, execuție pe care Mihai Costea o încearcă de câteva partide încoace. Iese de această dată, a marcat foarte frumos, dacă mi-aduc bine aminte, și în partida cu Astra, cu execuție oarecum asemănătoare. Mingea lovește gazonul în fața lui Beto și îl păcălește pe portarul portughez. Mai e un sfert de oră din acest derby al etapei a 17-a. Mihai Costea restabilește egalitatea, se ia totul de la capăt. Steaua CFR Cluj 1-1. Un rezultat care cu siguranță îi convine CFR-ului.